Și suntem onorați să avem alături de noi pe doamna președintele Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, doamna deputată în Parlamentul Republicii Moldova, doamna Larisa Novac, și secretara de stat, secretarul de stat Ministerul Sănătății, domnul Ion Prisăcar. Astăzi suntem la momentul de inaugurare a secției de imagistică. Secția este dotată cu un tomograf computerizat și cu un aparat rentgen absolut noi, grație aportului fondatorului, adică Ministerul Sănătății, care pune accent pe îmbunătățirea bazei tehnico-materiale a instituției noastre spre beneficiu pacienților și spre creșterea calității vieții pacienților care sunt de serviciu de către noi. Țin să mulțumesc din suflet echipei Ministerului Sănătății, întrucât datorită profesionalismului și dedicarei dumnealor, este garantat succesul oricărui angajat din sistemul medical. Datorită faptului că o să dispunem deja de aparat tomograf computerizat, suntem desemnați prin Ordinul Ministerului Sănătății ca prestatori de servicii pentru pacienții cu AVC. Zona de deservire este Răunul Florești, Șoldănești și Caminca și respectiv ulterior va iniția și centrul primar de AVC. Suntem onorați de prezența dumneavoastră și faptul că sunteți alături de noi ne face să creștem permanent și să atingem noi excelențe în prestarea serviciilor medicale. Vă mulțumim! Mulțumesc! Eu mă bucur să vă salut. Sunt aici, în primul rând, pentru ca să vă mulțumesc pentru ceea ce faceți, pentru cetățenii noștri, că aveți grijă de sănătatea lor și vrem să vă rugăm și în continuare să aveți mare grijă și cu aceeași dedicație să le oferiți serviciile medicale de care au nevoie. Noi încercăm să îmbunătățim condițiile în sistemul de sănătate. În ultimii 3 ani ne-am investit aproape 3 miliarde de lei. Aici la dumneavoastră înțeleg că au fost investiții de aproximativ și sunt investiții de aproximativ 38 de milioane de lei. Vrem să vedem ce înseamnă la modul practic aceste investiții. Să știți că o parte din acești bani sunt mobilizați de către guvern din resurse interne. O parte dintre bani vin din proiectele externe, la care pun și eu umărul, pentru că de fiecare dată atunci când deschid o ușă, când stabilesc o relație cu o țară sau alta, de fiecare dată vorbesc despre problemele cetățenilor și sănătatea sau menținerea sănătății, ocrotirea sănătății este o problemă mare. În țara noastră ne dorim să avem oameni sănătoși, oameni educați, oameni sănătoși și o să pun umărul în continuare și o să încercăm în continuare să modernizăm spitalele. Ne bucurăm că avem aceste modernizări pentru și crearea acestor centre AVC, pentru că știți care este rata mortalității din cauza acestor probleme de sănătate și sperăm ca să putem să îmbunătățim indicatorii. Știm că e nevoie să investim în modernizarea tuturor secțiilor și uneori ne întâlnim cu cetățenii care zic că noi vrem să ajungem acolo unde am văzut noi la televizor că e frumos, dar nu întotdeauna ei, după boala pe care o au, trebuie să meargă acolo, deci e clar că e nevoie de mai multe investiții, dar facem toate investițiile pe care le putem, mobilizăm atâtea resurse pe cât putem mobiliza și bineînțeles că echipamentele moderne sunt importante, dar cel mai important este omul, cel care folosește aceste echipamente, cel care interacționează cu cetățenii noștri și încă o dată vreau să vă mulțumesc. Mă bucur, sper că și dumneavoastră vă bucurați că reușim să facem acești pași pentru modernizarea serviciilor noastre medicale și, așa cum spuneam mai devreme, o să continui să contribui la această prioritate pentru că cred că este o prioritate pentru noi toți să menținem sănătatea cetățenilor, să-i ajutăm atunci când au nevoie de ajutor medical. Stimată doamnă președinte, doamnă deputat, colegi, eu doar vreau chiar să fac un anunț. Chiar astăzi, doamna ministru Alina Mirencu a semnat ordinul privind instituirea centrului AVC în Spitalul Raional Florești, cu începerea activității de la 15 iulie, totodată și la Cahul, adică avem încă două centre primare de AVC care vor începe funcționarea începând cu 15 iulie
Și totodată o să vă mărturisesc că la început, când la prima etapă făceam acele planificări pentru construirea rețelei de asistență pentru persoanelor cu AVC, Spitalul Raional Florești, de fapt, încă nu era în lista acelor instituții care unii va se planifica instituirea, fiindcă este bine știut că sunt necesare anumite criterii, obiective care trebuie să fie îndeplinite și mă refer aici inclusiv și la numărul de populație, specificul instituției, particularitățile serviciilor medicale care sunt prestate. Însă o a doua parte este disponibilitatea colectivului medical de a lucra pentru a dezvolta aceste servicii și aici cumva am avut o deschidere foarte bună a doamnei director și a colectivului pentru a dezvolta aceste servicii. Au făcut eforturi enorme pentru a demonstra că ei sunt capabili de fapt de a presta în rând cu spitalele desemnate în prima etapă serviciile de AVC și în foarte scurt timp s-a luat decizia de a crea acest centru la Spitalul Raional Florești. Și după cum vedeți, dacă spuneam că e spre capătul listei, la început era Spitalul Raional Florești la timpul de decizie, atunci este al șaptelea centru din cele 13, adică cu o viteză foarte bună s-a mișcat, au demonstrat de fapt colegii că dacă depun un efort și dorința de a putea presta aceste servicii în altă calitate a fost foarte mare și am reușit să facem acest lucru. Astăzi putem spune că centrul va fi funcțional începând cu luni și va putea presta, după cum spunea și doamna director, servicii la peste 100.000 de populație. Și aici vorbim nu doar de serviciile pacienților AVC, dar pacienților critici, pacienților de urgență, care până acum, de fapt, unica soluție era cam la Chișinău să ajungă și acum aceste servicii vor fi mult mai accesibile aici, în teritoriu. Desigur că acest efort și un asemenea centru nu este absolut ieftin, să spunem așa, adică a costat peste 15 milioane de lei investițiile în echipamentul medical și ține de centru primar AVC. Și aici, desigur că aș vrea mult să mulțumesc doamnei președinte, fiindcă anume, într-adevăr, datorită, am avut o deschidere de nemaipomenită a partenerilor noștri externi față de sistemul de sănătate, pe care doamna președinte știm că îl susține foarte mult și am avut posibilitatea atât din bugetul de stat, dar și cu suportul partenerilor externi de a cumula acele resurse necesare, de a face achizițiile, unele prin crearea grupurilor de lucru la Ministerul Sănătății, alte prin achiziții directe de parteneri externi, însă acum avem instalat tomografia computerizată, radiografie digitală, avem toate acele componente necesare pentru evaluarea pacientului cu AVC și inclusiv aici va fi pentru prima dată lansat acum și procesul de transmitere a acestor evaluări către centrul comprehensiv de AVC, adică acum sunt livrate și instalat primul la Spitalul Raional Florești, telecartul care permite toate datele clinice ale pacientului să fie online transmise pentru un suport de către specialiști de la centrul comprehensiv. Încă o dată mulțumesc pentru implicare, într-adevăr ați depus un efort foarte mare și meritați absolut ca să puteți acum, cum Andrei spune, că asigurați asistență medicală pacienților critici, celor mai complicați pacienți. Succese mare în continuare! Dacă o să fim posibil de care nu o să putem cumva. Nu facem de obicei, am la toate. Bună ziua! E tare important faptul de și inclusiv noi suntem în la România, suntem Tehnicianul radiolog, superior a secției de imagistică. Răduie este responsabil de mijlocit și de CCV-ul radiologic. Da? Și o secție de grădinar, medicul imagist al nostru. Deci,
pușcărie cea mai mare. Camera tehnică pentru tehnician și ulterior însuși în mijloace. Sala. Să